părere aveți despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din ceea ce cunoașteți voi? Eu cred că Iisus este un prieten pentru noi și El ne poate să zicem peste problemele noastre. Eu cred că Domnul Hristos este un păstor bun, care ne iubit până la capăt și a dat viața pentru noi. Domnul Iisus este viața noastră și ne ajută în fiecare zi. Domnul Iisus este gata să ne ierte păcatele dacă noi le mărturisim. V-ar plăcea să fie și prietenul vostru? Da. Să știți că există o condiție pentru aceasta. Care, Cilo? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 14. Un prieten să poruncesc ce să fac? Așteptă puțin și îi înțelege. Ceea ce ne poruncește El sunt lucruri pe care orice om de bine ar trebui să le facă. Să nu minți, fiindcă nicio relație de prietenie nu poate fi bazată pe minciună. Să nu furi, să nu ucizi și așa mai departe. Înțelegi despre ce este vorba? Da, acum înțeleg. Chiar vreau să fiu prietenă cu Iisus. Tu vrei? Eu am ales acest text pentru că mă regăsesc personal în el și cred că și dumneavoastră vă puteți regăsi. Acest text mi-a vorbit mie personal și m-a dus la cunoștința că Iisus este un prieten pentru noi. Ba chiar mai mult, un frate. Iar noi am ales acest text pentru că dorim să fim prieteni cu Iisus.